Bună! În episodul de azi, al patrulea în seria din Sicilia, ne continuăm plimbarea pe străzile din Catania, pornind din fața Bisericii Maria Santissima de Elemosina, locul în care am încheiat episodul trecut. Dacă vreți să vedeți episoadele de până acum, în care vizităm unele din cele mai frumoase locuri din Catania, vă las link-urile către acestea în descriere. Astăzi să ne continuăm plimbarea noastră, mergând pe Via Etna și trecem pe lângă Universitatea din Catania, fondată în 1434. Aceasta este cea mai veche universitate din Sicilia și printre cele mai mari din Italia, după numărul de studenți. Iar vis-a-vis de ea se află Palatul San Giuliano, situat în piața Universității din Catania, în fața sediului universității. Acest palat găzduiește birourile administrative ale universității. Palatul San Giuliano a fost proiectat de arhitectul Giovanni Battista Vaccarini în 1738 pentru familia Paterno, marchis de San Giuliano. La intrare găsim niște plăcuțe comemorative cu numele ilustrilor oaspeți care au fost găzduiți în această clădire, printre care regele Italiei Vittorio Emanuel al III-lea cu regina Elena. Clădirea a fost remodelată de mai multe ori, dar fațada a rămas aproape intactă. Doar balustrada care îngustează acoperișul este completarea stilistică a anilor 1930, când clădirea era sediul Credito Italia. Continuăm plimbarea pe Via Etna până ajungem din nou în piața del Duomo, pe care am vizitat-o în primul episod al seriei din Sicilia. De aici mergem pe Via Giuseppe Garibaldi până în piața Battaglia di Palestro, unde se află Porta Garibaldi, în trecut cunoscută ca și Porta Ferdinandea. Drumul de la piața del Duomo până la Porta Garibaldi ne va lua aproximativ 14 minute, mergând pe jos. Acest arc de triumf spre care ne îndreptăm a fost construit în 1768 după un proiect de Stefano Itar și Francesco Battaglia pentru a comemora nunta regelui Ferdinand I al Siciliei și a Mariei Carolina de Habsburg, Lorena. Arcul de triumf a fost cunoscut și ca Poarta del Fortino. Numele provine de la un fort care a existat odinioară pe aceste locuri. Acesta dă numele cartierului care găzduiește poarta aflată între piața Palestro și piața Crocifixo, la capătul Via Giuseppe Garibaldi. Porta Garibaldi a fost construită în stil baroc, din două tipuri de piatră, piatră neagră de Etna și piatră albă de Lentini. Deasupra are un ceas, care a înlocuit un bust al lui Ferdinand I. Pe partea dinspre Via Garibaldi, sub ceas, stă o sintagmă, scrisă în latină, care în română înseamnă "Mă ridic mai bine din cenușă". De la Porta Garibaldi, mergem la Castelul Ursino, care a fost construit de Frederic al II-lea al Suabiei, în secolul al XIII-lea. În interiorul castelului au avut loc unele din cele mai importante momente din timpul războiului Vecerniei. A fost sediul Parlamentului și mai târziu reședința suveranilor Siciliei din dinastia aragoneză, inclusiv a lui Frederic al III-lea. Azi, castelul găzduiește Muzeul Civic al orașului Catania, format în principal din colecțiile biscarii și benedictine.
Castelul Ursino a fost construit numai devreme de 1239, la comanda lui Frederic al II-lea al Suabii. Proiectul a fost încredințat arhitectului militar Ricardo de Lentini. Când castelul a fost construit pentru prima dată, se afla pe o stâncă cu vedere la mare și nu foarte departe de aceasta. Însă, ca urmare a erupțiilor vulcanice și a cutremurilor, acum se află la un kilometru în interiorul țărmului. Și fostul șans de apărare din secolul al XVII-lea a fost umplut cu lavă de la o erupție a vulcanului Etna. Castelul Ursino este una din principalele clădiri din Catania care a supraviețuit cutremurului din 1693. De la Castelul Ursino, mergem să facem o scurtă vizită în cimitirul monumental din Catania. Cimitirul monumental din Catania este situat în Via Acucela, în cartierul cu același nume și a fost deschis în 1866, pe un teren care a aparținut anterior călugărilor de la Santa Chiara. În general, cimitirile vechi sunt adevărate opere de artă, unde poți găsi cavouri grandioase create de arhitecți cunoscuți și statui create de sculptori celebri. Iar cimitirul monumental din Catania este exact așa, în zona veche, plină de istorie și art. Acest cimitir are o istorie interesantă, legată de modernizarea și extinderea Cataniei. Epidemia de holeră din 1837, care a măturat Sicilia, și încercările disperate ale autorităților de a o menține sub control. Ne-ar fi plăcut să găsim mai multe informații despre monumentele vechi din acest loc. Dacă aveți vreo sugestie despre unde am putea afla mai multe despre istoria acestui loc, lăsați-ne aceste informații în secțiunea de comentarii. Din cimitirul monumental plecăm către piața Vincenzo Bellini pentru a vedea teatru Massimo Vincenzo Bellini, care își ia numele de la Vincenzo Bellini, faimosul compozitor de operă, născut în Catania în secolul al XIX-lea. Construcția a ceea ce avea să devină în cele din urmă Teatro Massimo Bellini a durat aproape 200 de ani. Au început discuțiile în urma cutremurului devastator din 1693, care a distrus complet Catania. S-a discutat despre construcția unui teatru public, iar piatra de temelie a fost pusă în cele din urmă în 1812. Iar cu vizita la acest ultim obiectiv de pe lista de azi, încheiem plimbarea noastră prin orașul Catania, dar sperăm să mai revenim în acest frumos oraș în viitor, pentru că ce v-am arătat în ultimele 4 clipuri nu este tot ce se poate face și vedea în Catania. Dacă ți-a plăcut videoclipul de azi, nu uita să te abonezi la canal apăsând butonul de subscribe, să dai un like și să dai videoclipul mai departe și altora. Iar noi ne vedem din nou peste 2 săptămâni, când vom merge împreună într-o excursie de o zi pe Etna.